Da. Singur? Sunteți foarte atenți? Ciuliți urechea, începe povestea. Se zice că a fost odată, odată ca niciodată, o capră care avea 3 purceluși. Faci așa, 3 purceluși aveau 3 iezi? Nu. Nu? Dar cine avea 3 iezi? Adică era o capră care avea 3 iezi. Aha, capra cu 3 iezi. Ah, capra cu 3 iezi care trăiește aici nu departe, într-un apartament cu 4 odăi lângă Shopping Moldova. Nu? Dar unde trăiește capra? În pădure. În pădure? Ah, tot în pădure trăiește și scufița albastră, da? Ah, în pădurea roșie trăiește scufița albastră. Scufița roșie? Sigur nu era albastră? Scufița roșie. A, dar voi vorbiți de scufița roșie, cea care atunci când s-a dus la bunica, prin pădure, s-a întâlnit cu o vulpe. Cu cine? Și tot lupul a mâncat gogoașa. Nu? Cine a mâncat gogoașa? Vulpea? Vorbim de aceeași gogoașă? E așa, pătrată? Nu? Dar cum era? Rotundă? Sferică? Și de culoare albastră? De ce culoare? Galbenă? Galbenă? Ah! Și tot de culoare galbenă era rochea cenușăresei când a plecat la bal. Ce culoare? Vorbiți de cenușăreasa care atunci când a plecat de la bal a pierdut un cerceluș. A, un cercel în formă de pantof. Ce a pierdut? Dar voi chiar știți toate poveștile? Și nu o să vă pot păcăli deloc? Bine, hai să văd dacă vă pot păcăli la următorul dans. Vă ridicați în picioare și să vedem dacă o să reușim.